Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă îți sărbătorești ziua de naștere pe 11 aprilie, ești o persoană misterioasă care încorporează o combinație ciudată de sensibilitate și bravadă. Deși la prima vedere ești plină de energie și de entuziasm, în interiorul tău ești mai mult un visător decât un practician. Cu toate acestea, înzestrat-o cu un idealism incredibil și o inimă generoasă, te afli în rândurile de frunte ale luptătorilor pentru justiția socială, simpatizând cu problemele celorlalți, lină până la refuz de idei originale, neobișnuite, înzestrat cu imaginație bogată, ești parțial un artist, parțial un profet. Tu nu ai nevoie de tot ceea ce este nevoie pentru a deveni o Dacă te afli în centrul atenției, aceasta este mai degrabă o consecință a semnificației tale sociale și deloc datorită ambiției. Tu te simți cel mai confortabil ca partea unei echipe responsabile, unde tu conduci. Ești inspirată și stimulată de idei, dar nu de faimă sau de prestigiu. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități. Deschidere, curaj, energie. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru cantitatea de energie și ambiție. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și integritatea ta, lipsa de har. Deși ești destul de sensibilă și subtilă, nu ești lipsită de trăsăturile tradiționale ale berbecului, încrederea în sine, activitatea, pregătirea pentru confruntări și bătălii. Undeva în adâncul inimii tale ești mai romantică și mai visătoare decât ceilalți. Ești simplă, idealistă, nu la plină de simpatie pentru cei oprimați și defavorizați. De aceea ești dispusă să-ți aperi idealurile în domeniul muncii sociale și al serviciilor publice. Tu nu ești deloc interesată să-ți creezi o imagine publică strălucitoare, este mult mai important pentru tine să transmiți oamenilor semnificația opiniilor tale personale. Tu nu poți fi mituită de elocvență, care adesea ascunde o idee mediocră sau fără valoare. Tu aștepți un răspuns direct și onest de la ceilalți. Aceste lucruri nu înseamnă că ești un slab diplomat care nu este capabil de un joc bun. De fapt, poți juca în mod strălucit rolul de intermediar, capabilă nu numai de reconcilierea părților în război, ci și de reunirea punctelor de vedere diametral opuse. Adesea, Apelul către tinele ajutor este necesar atunci când toate mijloacele de a ajunge la un acord au fost epuizate și este necesară salvarea situației prin orice mijloace. Dotată cu astfel de talente, desigur ești o personalitate foarte profundă, deoarece reușești întotdeauna să găsești terenul pentru reconciliere. Tu ai darul unic de a înțelege ideile și motivele celorlalți, ceea ce îți conferă o forță specială. Cu toate acestea, în viața privată, te supui adesea cererilor celor dragi, mai ales când vine vorba de probleme. Diplomat excelent și politician, ești absolut indiferentă față de nevoile și dorințele oamenilor apropiați de tine. Cu toate acestea, suporți o sarcină considerabilă de responsabilitate pentru familie, aici ești preocupată de întreținerea. Educația copiilor și de alte probleme pe care uneori nu le poți rezolva, deoarece energia necesară pentru îndeplinirea acestor obligații a fost cheltuită în alte domenii, iar forțele tale pur și simplu nu rămân. Ar trebui să fii atentă la posibilele conflicte din familie pe această bază. Flexibilitatea este o condiție indispensabilă pentru succesul tău dacă dorești să te păstrezi curată și să asiguri eficiența acțiunilor tale. Te distingi față de alți nativi din Berbec având astfel de calități, activitate, onestitate, independență, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp, fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus, cum afectează data de 11 aprilie soartata? tu nu aspiri la faima lumii ca și alți reprezentanței cele de-a doua decada a perioadei zodiacale. Dacă gloria te găsește, se întâmplă fără o participare din partea ta, numai din cauza calităților tale personale și nu ambiției. Tu preferi să lucrezi într-o echipă, unde ocupi un rol principal. Ești atrasă de ideile tale proprii și de punerea lor în aplicare, mai degrabă decât de poziția socială chiar dacă vei putea intra în politică, par să nu te potrivești deloc cu această carieră, pentru că nu-ți pasă de imaginea ta. A face oamenii să înțeleagă punctul tău de vedere și să te urmărească, pare mai important pentru tine. Esența fiecărei idei devine imediat clară pentru tine și nu poate fi deghizată cu niciun fel de cuvinte care o înfrumusețează. Tu cauți răspunsuri directe și oneste de la cei din jurul tău? iar asta nu înseamnă că ești inflexibilă și fără compromisuri. Când este necesar, ești capabilă de minunile diplomației și poți să împace două părți de războinice. Prin urmare, când te trebuie să convingi pe cineva și argumentele nu mai există, atunci se recurge la ajutorul tău. De obicei, tu reușești întotdeauna să găsești o cale de ieșire din situația care este inițial inacceptabilă pentru ambele părți. Ai o bună înțelegere și ești capabilă să citești în sufletele altora, știind totdeauna care sunt izvoarele informațiilor, pentru a duce o persoană la soluția de care are nevoie, astfel încât să nu observe aceste lucru și să o ia ca și alegerea ei. Tu nu consideri că este necesar să iei în considerare dorințele gospodăriei tale. Toate abilitățile tale diplomatice dispar instantaneu, odată ce treci pragul casei tale chiar și cererile exprimate direct cu vocetare, tare, prefer să le ignori, să nu te implici în argumentări, pentru a-ți salva energia pentru probleme mai semnificative. Preocupările legate de bunăstarea materială a familiei le consideri a fi de datoria ta și le îndeplinești cu toată responsabilitatea, urmărind cu atenție creșterea copiilor și angajarea în educația lor. Dar tu consideri că astfel de probleme de zi cu zi, obișnuite, sunt prea nesemnificative pentru a pierde timpul tău pe ele. Aceste lucruri poate duce la conflicte constante în familie și la o creștere treptată a neînțelegerilor între oamenii apropiați de tine. Abisul se poate extinde atât de mult încât va fi prea târziu pentru a construi alte punți. Dragoste și compatibilitate. Ai opinii largi și, prin urmare, un punct de vedere foarte neobișnuit față de parteneriat. Deși ești o romantică cu o natură poetică subtilă, linia dintre dragoste și prietenie începe treptat să se estompeze, dacă îți pasă cu adevărată de cineva. Zlăbiciuna ta este că nu poți să-ți folosești în mod adecvat toate talentele și cunoștințele de psihologie în viața personală. Neglijezi adesea nevoile și dorințele celor dragi, arătându-te ca o femeie indiferentă perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți, un sagedator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine, ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui, una dintre cele mai reușite alianțe o poți forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente unii matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentant practicei semnelor pământului. Capricorn, Taur și Balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Nu îți pasă de atenție și confirmarea popularității și faimii tale, nu cauți glorie deloc. Importanța reală pentru tine este oportunitatea de a-ți transmite în mod clar ideile către public. Ești încoruptibilă la lingușire, deoarece atenția principală o acorzi ideilor exprimate, conținutului, nu formei. Ești atentă la sinceritate și simplitate. Ești foarte sensibilă la starea de spirit și caracterul altora, vezi prin ei, ești un excelent mediator sau pacificator în situații de conflict ești hotărâtă să vezi, în primul rând, ceea ce unește oamenii, și nu ceea ce îi separă, de aceea ești capabilă să reconciliezi chiar și antagoniștii înflăcărați. Discernământul, atenția și subtilitatea sunt specifice ție, în ciuda faptului că tu însă ești directă și sinceră, având abilități strălucite ale unei personalități publice, înregistrez cel mai mare succes în profesii care implică lucrul cu oameni, de exemplu, sfera socială, sau legate de organizarea producției, poziții administrative, poți fi convinsă cu sinceritate că numai tu cunoști toate componentele unui bine public, încrederea excesivă poate interfera cu cariera ta, chiar mai rău atunci când există o izolare treptată de critica din exterior, ar trebui să eviți prejudecățile și să nu-ți fie rușine să schimbi cursul dacă circumstanțele o impun. Profesiile care implică timpul liber, de exemplu, predarea, sunt deosebite de atractive pentru tine. Principalele obstacole pentru cariera ta sunt încrederea în sine și lipsa de atenție față de critici din partea celorlalți. Adesea, ajungi treptată la concluzia că doar tu singură știi cum ar trebui să trăiască oamenii și cum pot să-și facă viața mai bună a decide pentru alții este cel mai nerecunoscător lucru. Sănătate și boli O valoare excepțională în menținerea păcii pentru tine este somnul regulat prelungit, deoarece nu mai îl ajută la menținerea puterii și o stare calmă a minții. De asemenea, nu trebuie să uiți de weekenduri și sărbători, odihna este extrem de importantă pentru tine tu chiar trebuie să alegi un loc de muncă care să permită relaxarea ocazională și odihna, disponibilitatea timpului liber. Ai o energie mentală puternică, poți fi sfăduită să nu neglijezi aspectul fizic al activității tale de viață. Sunt recomandate exerciții de gimnastică moderate, numai pentru menținerea în formă. O dietă echilibrată va avea, de asemenea, un efect stimulativ. Dacă nu ai probleme de greutate, ești foarte potrivită și te vei bucura de trei mese pe zi la ore fixe. Destinul și norocul, ai un temperament conflictual, ești înzestrată cu o imaginație creatoare. Dacă te angajezi în activități creative, vei reuși să obții un succes bine meritat datorită perseverenței și talentelor tale. Ai tendința să cazi în stări depresive? Atunci ești supusele nevelii și ți se pare că toți sunt împotriva ta. Ai o imaginație bogată, dar depinde în ce direcție o folosești. Dacă te dedici creativității, vei dobândi faima și succesul, dar dacă reușești să ai capacitatea de a lega intrigi, îți vei face mulți dușmani pentru tine însăți. Sfaturi pentru tine Trebuie să fii mai critică față de tine însăți să-ți corelezi activitatea cu cerințele societății și să nu te temi să schimbi ceva în programul tău, dacă circumstanțele o cer. Ar trebui să-ți fie mai mult frică de a rămâne blocată în inerție decât de a schimba idealurile odată adoptate. Ideile societății se schimbă treptat, trăiește în ton cu prezentul. Principala condiție pentru succesul activității tale în domeniul social este flexibilitatea abordării. Tu trebuie să înveți să asculți nu numai de tine însăți și să nu consideri că părerea ta este singura adevărată. Când este necesar, trebuie să îți recunoști greșelile și să acționezi conform conștiinței tale. Tu crezi în infailibilitatea propriilor păreri despre modul de îmbunătățire a status quo-ului. O astfel de încredere în sine nu îți va aduce nimic bun, în special împreună cu o imunitate completă față de critici. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin? util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepti un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățeri sau decorațiuni interioare. Acest este un portret general pentru tine vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.